Salutare tuturor! Hans Hermannstadt aici, bine ați revenit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip vreau să vă prezint acvariul de 91 de litri. Cum au mai crescut plantele în el și peștii pe care i-am adăugat. După cum puteți observa, sunt niște gupii. Am doi masculi și șase femele. Probabil s-au mai ascuns prin spatele lemnului pe acolo. Îi am de 2 zile, le-am dat niște hrană congelată, niște artemia congelată și niște bloodworms. Plantele au mai crescut și Alternatera, după cum puteți observa, a mai crescut. Bine, pentru Alternatera și Ludwigia repens, o puteți vedea mai bine de aici, am făcut eu adiție de fier, efectiv pastiluțele acelea de la DNR-ale. Fertilizez cu JBL Feropol simplu și Feropol 24. Din Feropol 24 pun... Stați că nu se vede cum trebuie, da, acesta ar fi. Stați mai un pic să focalizeze. Pun două picături pentru că aici am 91 de litri de apă, deci... Și este o picătură la 50 de litri de apă pentru 24 de ore, deci pun două picături. Aici... Sunt acești pești gupi. Îmi pare rău că n-am mai postat ultimele 2 săptămâni, doar că am fost foarte ocupat. Am avut niște probleme și cu acvariul și cu viața de zi cu zi. Și nu am putut să postez cum trebuie. Dar am revenit acum și este destul de ok. Plantele am mai tuns un pic ca bomba. Am mai crescut pe aceasta de aici. Aș vrea să o mai tund. Acest sae de aici. El este bine, mai sta așa. Îl am de vreo 2 ani deja. Da, l-am de vreo 2 ani și... Dar este destul de ok, mănâncă alge, n-are nicio problemă, deși acum stă destul de ciudat. Nu știu, mai face astfel de lucruri. Anubias. Anubias aceasta mare, uitați, a început să se înmulțească. Îi dau niște pui pe acolo, prin rizom se înmulțește ea. Acolo în spate este și ceva Alternatera, pe lângă Anubias. Și am un mascul roșu, un mascul galben, uitați-l. Și mă supără această focalizare. Un mascul roșu și un mascul galben. Și femelele sunt mixate. Adică la femele nu prea m-am uitat. Am și o femelă albastră, doar că nu o văd acum. Plantele au început să crească foarte bine. Bine, ieri și perlau, astăzi de-abia s-au aprins luminile și de-abia a pornit din nou adiția de dioxid de carbon, de asta momentan nu perlează, dar ieri perlau chiar destul de mult, mai ales ca bomba și mușchi și aceste plante și valisneria. În rest, totul este destul de bine. Peștișorii o duc foarte bine, să vă arăt așa și de deasupra. Apa este un pic tulbure pentru că am făcut ieri, înainte să adaug pești un schimb de apă și am adăugat aici, am ca să vă și arăt ce am adăugat, am făcut niște adiții de bacterii, am adăugat Easy Life, Easy Start, pentru că am mai adăugat niște pești și am vrut să fie o adiție de bacterii mai bună și ieri am făcut și un test de GH cu acest test de la JBL. Mă supără că se văd și niște dungi pe el și focalizarea nu este tocmai bună. Am făcut și un test de GH și în rest este destul de ok. I-am hrănit, ieri le-am dat niște fulgi și astăzi le-am dat niște hrană congelată. Am început să cresc și Artemia, dacă doriți să fac un videoclip și despre creșterea Artemiei, să-mi spuneți că este foarte simplu. Am făcut eu o crescătorie DIY și pun efectiv un mix de sare cu ouă de Artemia și cresc acele ouă și le dau acestor gupii. Aș vrea să se înmulțească. Nu știu cât de repede se vor mulți, dar nu pot să spun acum că vreau neapărat foarte repede, dar mi-ar plăcea să îi văd și să se înmulțească, să văd mai mulți peștișori, mai ales că am tot felul de zonă unde să se ascundă pui și în acest mușchi și peste tot. Uite, aici este o zonă de junglă, peste tot au loc să se înmulțească. Și, practic, asta am vrut să vă arăt. Nivelele de dioxid de carbon sunt un picuț cam joase,
pentru că azi dimineața s-a aprins lumina cam cu o oră înainte să pornească instalația de dioxid de carbon, pentru că am avut eu niște probleme și nu s-a pornit cum trebuia. Dar în rest este destul de bine. Momentan aș vrea să rămân la gupii pentru acest acvariu. Nu știu dacă să pun și niște platii, nu știu, totuși acești gupii, după părerea mea, sunt destul de ok și dacă mă interesează duitatea germană pe care o am, GH, este de 7. Practic asta a rezultat testul. Și am adăugat acești gupii. Dacă mai aveți ceva sugestii de pești sau astfel de lucruri, să-mi spuneți. Nu vreau să fie extrem de populat, deși gubii aceștia când se vor mulți se va mai popula, dar n-am, îmi plac acești gubii, n-am vrut niște gubii foarte speciali, după cum puteți observa, chiar am niște specii destul de mixate, adică nu sunt niște specii pure, cum ar fi Blue Moscow sau tot felul de specii, sunt niște gubii, îmi plac, adică n-am, mai adaugă și niște culoare și sincer mie îmi plac și aceștia mai mixați. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut dați un like, abonați-vă acolo jos și apăsați pe clopoțel și noi ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare la un nou videoclip. La revedere!